Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Este ora 20:00, este luni, începe ora expertizei la Jurnal TV. În această seară vom discuta în principal două subiecte majore. Evident că vom aborda și altele, mai ales că s-au adunat în ultimele zile. În primul rând vom discuta despre oportunitatea sau inoportunitatea de a institui stare de urgență totală pe țară pe timp de pentru două săptămâni. Ce ar însemna acest lucru, acel lockdown, altfel spus, cum au auzit mai mulți la știri, nu doar știrile din Republica Moldova, dar și din țările Uniunii Europene, țări care, multe din ele au instituit lockdown de ceva timp și acesta este prelungit, există evident mai multe măsuri pe care le-au luat fiecare țară în parte pentru ca economia să nu cadă la pământ. Există un ajutor din partea fiecărui stat pentru diferite sectoare ale economiei pentru ca acestea să supraviețuiască sau să se descurce, dar se fac toate aceste măsuri, mă refer la instituirea stărilor de urgență, pentru a face într-un fel și chip pentru ca oamenii să nu se infecteze și a scădea rata de infectare și pentru ca să poată fi ținut sub control acest virus, pandemie de coronavirus. Și vorbim astăzi despre oportunitatea sau inoportunitatea de a institui pentru două săptămâni și ce ar însemna acest lucru pentru economia Republicii Moldova. În partea a doua vom discuta și despre consultările dintre președinție și grupurile parlamentare. Mâine vor avea loc să vedem dacă există o soluție și pentru a debloca această criză în partea ce ține de identificarea și desemnarea sau nedesemnarea unui premier și formarea unui guvern plenipotențiar care să rezolve problemele cetățenilor și ale economiei per general. Cine sunt invitații din această seară? Este vorba despre domnul Roazu Nantoi, deputat PAS, domnul Valeriu Ghilețchi, fost deputat, domnul Vladimir Cebotar, deputat Promoldova și domnul Kiril Moțpan, deputat Platforma DA. Bună seara. Bună și seara. Bine ați venit la ora expertizei. În același timp, doamnelor și domnilor, alături de noi, pentru că discutăm nu doar pe partea de politică, discutăm și subiectul trebuie tratat, evident, și economic. Alături de noi este și Veceslav Ioniță, expert Iris Viitorul. Bună seara și dumneavoastră. Bună seara. Acum, haideți să vedem cum au evoluat lucrurile în ultimele săptămâni și luni. Vă aduceți aminte, în anul 2021 am intrat cu o oarecare speranță, nu doar la nivel național, dar și la nivel internațional. Pandemia cumva părea că cumva scade de înturații și odată cu apariția vaccinurilor, țările vor fi mult mai permisive, vor fi mult mai deschise, economia își va reveni. Iar odată cu apariția noilor tulpini în mai multe țări și a diferitor tulpini care mai virulentă decât alta, astăzi suntem în situația în care în țările Uniunii Europene, în mai multe țări, nu doar acolo, se instituie stări de urgență la nivel de țară cu măsuri mult mai drastice. În Republica Moldova, acest lucru ați văzut și dumneavoastră și telespectatorii, probabil au citit mai multe știri și au văzut inclusiv la știrile Jurnal TV, există mai mulți care se opun pentru că asta ar însemna ca economia să moară. Întrebarea mea, în acest moment, pentru dumneavoastră, este ce facem? Salvăm oamenii de la moarte sau economia de la moarte? Dacă există un cale de mijloc, care ar fi ea? Dacă ar trebui o altă abordare, care ar fi ea? Cine ar dori să înceapă? Mai greu de răspuns la o întrebare cu... Bine, să încercăm din partea așa, slantă. Domnule Moscou. Întrebarea este una hamletiană, foarte complicată, întrebarea care e adresată dumneata, pentru că aceste două lucruri, sănătatea cetățenilor și economia țării și toate celelalte, nu pot fi chiar rupte cum ne place, cum am vrea noi. Ea devine tot mai dramatic și tot mai dramatic de la zi la o zi la alta și desigur că guvernanții responsabili ai țării trebuie să ia decizii. Că în unele țări se declară stare excepțională în formula în care se declară este un lucru cunoscut,
Mai complicat este să acceptăm noi în Republica Moldova un lockdown, cum se zice, sau o stare excepțională pe întreg teritoriu și în cel mai strict mod al acestui sens, pentru că și așa suntem cu economia la pământ, dar din punctul meu de vedere, sub acest aspect, în primul rând, trebuie să se pronunțe specialiștii. Noi, politicienii, da, putem să spunem un lucru sau altul, putem să votăm sau nu în Parlament, dar contează foarte mult ce vor spune specialiștii. Cine ar fi acești specialiști? Și dumneavoastră, ca deputat, ați apelat la acești specialiști? Cine sunt ei și ce au spus? Mai întâi, cei din sistemul medical, evident, epidemiologii, pentru că ei cunosc cel mai bine, probabil că totuși cel mai bine cunosc situația. De la ei bănuiesc că vine un semnal pozitiv în acest sens, dar trebuie să punem pe cântar toată ecuația aceasta ca să vedem în ce măsură putem lua o decizie sau alta. Noi am avut zile trecute, sâmbătă chiar, am avut o ședință extraordinară, i-aș zice eu, a Consiliului Suprem de Securitate, unde s-a discutat subiectul acesta, evident. S-au vorbit despre multe lucruri acolo, eu cred că o să intrăm în subiect pe parcurs, dar o soluție, cel puțin pentru moment, să oferi o soluție, mi se pare că ar fi cam neserios, așa din start. Recomandarea dumneavoastră ar fi per general. Acum detalii le vom discuta. Detalii pe parcurs. Dar per general. Per general, sunteți pentru sau împotriva instituirii stării de urgență? Noi o să ne pronunțăm asupra acestui subiect după ce se fac niște analize. Mâine era vorba să vină cu niște recomandări guvernul interimar, așa s-a stabilit la Consiliul Suprem de Securitate, să vedem impactul acestor decizii și cum putem împăca aceste două mari probleme, sănătatea cetățenilor, care este principalul într-un stat, și celelalte atribute ale statului. Am înțeles. Nu vă supărați. Mie mi se pare că această întrebare sună de natura cum îi lăsăm pe oamenii noștri să moară. De virus sau din cauza sărăciei? Cam așa sună întrebarea. Și mie mi se pare că am depășit noi etapele când trebuie să gândim numai în extremități. Această criză trebuiește administrată. Criza trebuiește administrată prin măsuri economice și ajutoare atât sociale cât și mediului de afaceri. Dacă vrem să instituim careva restricții, nu este neapărat să fie pe teritoriul întregii țări. Pentru că situația nu este una și aceeași pe întregul teritoriu al țării. Dar în anumite zone. Una la mână. Doi la mână. Există anumite centre și focare care generează în mod special infectările în masă. Cel mai simplu exemplu este transportul public. Care este, uitați-vă în Chișinău ce se petrece. Și nu doar în Chișinău. Acest lucru trebuie administrat. Trebuie să constatăm că, din păcate, până acum, oricare măsuri nu au fost luate, instituțiile de control nu și-au făcut treaba. Nu a existat niciun mecanism de control a măsurilor impuse pentru a stopa extinderea acestei pandemii. Instituțiile sunt nefuncționale. Pe de altă parte, oamenilor, cei care au fost concediați, trimiși în șomaș tehnic sau au fost trimiși într-un alte forme de șomaje forțate, nici ei, nici mediul de afaceri nu a beneficiat de pachete de susținere economică. Iar când vorbim despre pandemie, da, în anumite state se mai introduc anumite limitări. Dar nu mai este deja acea masă de lockdown la nivel de țară cum noi o cunoșteam. Statele au planuri foarte clare, calendaristice, de ieșire din acea criză. Și implementează unele planuri ambițioase, în alte țări mai puțin ambițioase, de vaccinare. Vă dau un exemplu. Noi, din păcare, nu am făcut nimic. Mă scuzați, doar câteva secunde. Noi nu am făcut nimic. Nu ne-am preocupat de procurarea celor vaccini. Nu știu de ce credem că vaccinele trebuie să fie procurate doar de stat. Ne alintăm în privința surselor de unde să achiziționăm aceste vaccine și cine să fie primul care face publicitate cu el. Iată, acestea toate sunt costuri pe care, din păcate, le plătește societatea noastră, dar sunt greșelile nu a societății, dar a executivului
și a politicienilor, cei care au dreptul și puterea de a influența deciziile. Aici vreau doar să adaug despre anumite restricții care în alte țări funcționează și astăzi, iar dacă în Republica Moldova se fac razii, ele nici după ora 22 nu prea funcționează. Cer scuze. Vă spun doar așa. Dumitru. În alte, doar să închei gândul. În Franța, bună oară, este interzis în general să ieși după ora 18 în caz. Dacă nu greșesc, e vorba de ora 18. În țări precum Olanda, îmi pare mie că e vorba despre ora 21, dacă mi-aduc aminte bine. În Italia există, de asemenea, restricții similare. În Republica Moldova, aceste restricții nu există decât pentru localurile care fac parte din Horeca, după ora 22. Marea problemă a Republicii Moldova. Dar problema mai este și la piața centrală. Problema e și în centrele comerciale. Problema este nu doar în transport. Marea problemă a Republicii Moldova a fost, este și a arătat gravitatea ei în această criză pandemică și va fi, pentru că nu se vede capacitatea de administrare viitoare, enforcement of law. Adică punerea în executare a unei norme. Iată aici, din păcate, la noi este haos. Nu avem capacități de administrare, nu avem capacități de control, de raportare, de monitorizare și așa mai departe. Și de a lua măsuri corective. Atâta timp, din păcate, cât noi avem oameni neprofesioniști de sus până jos și lucrul acesta în fiecare an și în fiecare zi se agravează și devine mai rău, atâta timp toate acțiunile noastre nu vor da rezultat. Din păcate. Eu aș fi vrut să, în continuare, ceea ce a spus dumneavoastră, chiar azi am circulat cu transportul public prin Chișinău și vreau să spun că în Republica Moldova se întâmplă un lucru foarte grav. Cetățenii ignoră normele de securitate. Nu poate prim-ministru sau ministru de interne sau președinte de țară să urce în fiecare troleibuz, să dicteze cetățeanului cum se îmbrăce masca, ce distanță se respecte. Aceasta se referă și la centrele noastre comerciale și la piețele noastre. Deci, în opinia mea personală, deci în societatea noastră noi ne-am obișnuit că statul este undeva și fiecare se descurcă cum poate. Și respectiv ignoră aceste restricții care sunt impuse chiar și în prezent. Totodată, eu vreau să spun că după ce la 17 martie anul trecut în Parlament a fost votat starea excepțională, eu mi-aduc aminte că starea excepțională a fost votată, dar nu a fost prezentat niciun fel de plan de acțiuni. Și totodată, eu nu țin minte ca la noi, în Republica Moldova, să fie publicate niște rezultate de investigații epidemiologice. Unde se contaminează oamenii? Unde trebuie de intervenit. Și nu uităm că la noi, la început, era un dezastru în genere, când un sfert din cei contaminați erau din sfera medicală. Deci sărmanii medici, care sunt în prima linie, nici nu erau protejați, nici psihologic nu erau pregătiți să lucreze în asemenea condiții stresante și etc., etc. Prin urmare, eu susțin această idee că acum trebuie de lansat o campanie mediatică, trebuie de implicat întreaga societate pentru ca să asigurăm disciplina cetățeanului. Nu cu băta, nu cu blindate care au fost scoase în stradă. Deci vă aduceți aminte de... Referitor la campania mediatică, noi am întârziat atât de mult. Nu. Deci, dar dați-mi voie să spun. Trebuie acum amplificat. Deci, iar în ceea ce privește vaccinul, da, noi... mai bine zis, Republica Moldova, anul trecut, a ratat acea fază când se putea de prins trenul și acum noi suntem nevoiți să așteptăm cu mâna întinsă aceste vaccinuri, nimai vorbind de faptul că sunt doritori de a face și campanie mediatică din sursa de proveniență acestui vaccin. Prin urmare, deci, cuvântul lockdown sună deci, destul de așa grav, dar eu nu cred în acest lockdown în condițiile când cetățenii nu respectă aceste norme. Cât privește catastrofa umanitară, economică, probabil domnul Ioniță o să ne spună nouă care este dinamica de venituri în bugetul țării, care sunt problemele cu businessul mic, mijlociu, cu patentarii, cu creșterea datoriei interne, externe a Republicii Moldova.
Dar eu totuși consider că prioritatea este viața omului. Și societatea trebuie să se mobilizeze pentru ca să trecem prin această încercare. În caz contrar, iată, astăzi am stabilit un trist record. 39 de vieți am pierdut. Deci, prin urmare, aspectele economice de ajutorare a business-ului, de ajutorare celor mai nevoiași, asta sigur că este important, dar trebuie de apelat la disciplina cetățenilor și trebuie de mobilizat toate resursele pentru ca să fie respectate acele restricții care sunt impuse și nu se respectă. Domnule Chilesc, în opinia dumneavoastră, eu aș vrea să ușor să trecem și la domnul Ioniță. Eu cred că ne aude și o să vină și cu recomandările dumnealui în partea ce ține de oportunitate economică. Dar aș vrea să ne spuneți și dumneavoastră, până trecem pe partea economică, să discutăm. În opinia dumneavoastră personală, dumneavoastră ați fost în Parlament, știți care este capacitatea deputaților de a impune forțele care ar trebui să aibă grijă ca legea să fie aplicată, să funcționeze. Deputatul are această putere, are această capacitate, nu doar să dea vina pe alte ministere sau pe alte agenții că nu-și fac treaba. Are capacitate de a influența mersul anumitor instituții, ca legea să fie aplicată. În opinia dumneavoastră, e, în primul rând, dacă este oportun sau nu este inoportun să instituim un lockdown? Și doi la mână, dacă acum, astăzi, dumneavoastră ați fi deputat, în ce tabără v-ați încadra mai repede? Dacă e să vorbim despre... Pentru că înțeleg așa, când nu ești deputat e mai ușor să spui, dar atunci când ești deputat trebuie să asumi anumite responsabilități. Încerc să vorbesc așa, asumându-mi responsabilitatea de deputat. Dacă e să vorbim despre stare de urgență generală, stare de urgență totală, eu aș fi împotrivă și vă spun de ce. Nu pentru că nu sunt astăzi deputat. Un an în urmă noi am introdus această stare de urgență și am introdus-o pentru că erau și temeri mai mari. După un an de zile, totuși, există o anumită experiență de tratare a bolii, adică atunci era o masă de necunoscute. Recent am citit un articol într-o revistă americană despre modul cum au procedat autoritățile din Statele Unite. Articolul era unul critic la adresa autorităților, spunând că, de fapt, introducând restricții, foarte multe din ele n-au fost justificate. Și atunci când introduci restricții în mod nejustificat, ai reacția adversă de nerespectare, de neexecutare a acestor restricții. Ceea ce cred că ar trebui introdus în condițiile în care ne aflăm astăzi, pentru că nu putem ignora numărul mare de oameni care se infectează zilnic, numărul de oameni care mor zilnic, e nevoie de măsuri targetate și justificate. Adică trebuie să adopți anumite restricții, dar ele, repet, trebuie să fie targetate și justificate. Colegii anteriori au vorbit despre focare, adică trebuie să ai o analiză, să știi unde sunt focarele unde oamenii se infectează cel mai mult. Trebuie să micșorăm această rată de infectare, pentru că ce ne interesează până la urmă este ca sistemul medical să se isprăvească. Noi nu vom putea opri infectarea atât timp cât nu vom reuși să vaccinăm populația. Adică noi oricum ne vom confrunta cu acest fenomen încă o perioadă relativ îndelungată. Dar este important ca sistemul medical să se isprăvească și atunci trebuie să reduci numărul de persoane care se infectează zilnic. De aceea măsurile trebuie să țintească anumit în această direcție. Ce măsuri adoptăm ca să nu avem mai mult, să zicem, poate de 1000 de persoane pe zi infectate. Să coborăm poate sub 1000 de persoane numărul celor care se infectează zilnic. Și în felul acesta sistemul medical se va isprăvi. Al doilea lucru. De asemenea, antevorbitorii au menționat un element, iată, domnul Antoi, spre exemplu, de faptul că foarte mulți cetățeni nu respectă aceste decizii. Eu cred că și aici e nevoie de mai multă convingere decât de constrângere. E cu ușurință să introduci amenzi mari, dar dacă nu folosești o campanie de comunicare eficientă, să-i convingi pe cetățeni de ce e nevoie să poarte mască, de ce e nevoie să respecte distanța socială, de ce e nevoie să nu se îmbulzească într-un troleibuz și așa mai departe, printr-o campanie de comunicare cât mai eficientă, cred că vom avea și rezultate mai bune. Deci acesta este un alt element care mi se pare extrem de important în contextul introducerii acestor restricții. Deci două elemente. Trebuie să fie restricții targetate și bine argumentate și un alt lucru
ori trebuie să fie o campanie de comunicare cât mai eficientă ca oamenii să înțeleagă raționamentul introducerii acestor restricții. Haideți să înțelegem raționamentul și altfel. Eu o să vă spun două cifre, dumneavoastră o să-mi spuneți cum ar trebui de procedat în continuare. Dar o să vă rog pe domnul Ioniță să vină cu opiniile dumnealui. În 1992 au participat la războiul de pe Nistru 30.000 de persoane. 287 au decedat. De când durează epidemia de coronavirus în Republica Moldova, a trecut un an. 4.300 de persoane au decedat. Spuneți-ne dumneavoastră, cum ați proceda în continuare? Ați institui lockdown sau ați avea o altă abordare? Eu cred că noi suntem jertva incapacității noastre de a ne organiza și am să vă aduc dovezi cu cifre. Haideți să începem de la ceea că astăzi noi am ajuns la maxima deceselor pe zi, 28.000 de lunare în martie, 50% mai mult ca luna trecută și două ori mai mult ca luna ianuarie. Situația se agravează. Dacă luăm media mobilă, că așa știți dinamica, ea acum se duce drept în sus, cel mai probabil situația o zile următoare se va agrava. Acum, ce trebuie să facă autoritățile? Ceea ce au spus colegii, că statul trebuie să gestioneze și trebuie să facă ceva, statul nu a făcut nimic și vă spune din ce cauză nu a făcut nimic. Haideți să ne uităm la măsurile de anul trecut. Au fost măsuri disproporționate. Ce înseamnă lucrul acesta? Statul a impus măsuri extrem de dure și stricte împotriva mediului de afaceri, practic a ruinat sute de companii, a băgat în faliment companiile, dar a cochetat cu populația. Nu s-au impus aceleași măsuri stricte și în privința populației. Erau alegeri, ne temeam să ne supărăm, ai vreți la Paștele Blajinilor, vreți la 1 mai, vreți la sărbători, hai duceți-vă că nu-i nimic. Și am dus de râpă toată această măsuri stricte, deoarece business-ul l-am omorât, iar populația a făcut ce a vrut și n-am rezolvat absolut nimic. Din acest motiv, dacă se vor impune anumite restricții, ele trebuie să fie proporțional. Cât pui asupra business-ului, atât spui și asupra populației. Știu că la poliție nu le-i plăcut să atingă populația, dar faceți oameni buni, că tot împotriva voastră să fie. Deci asta este prima și cea mai mare eroare. Cochetarea cu populația și dorința de a nu-i supăra, am dus la ceea că am omorât business fără ca să rezolvăm nimic. 2. Statul la noi ia decizii fără să ne conte consecințe. Când am calculat cât costă o săptămână de lockdown, nu am făcut ca să contrapunem cu viețile omenești. Am vrut să spun clase politice, băi oameni buni, când luați o decizie, uitați-vă care sunt costurile și vedeți dacă le puteți asuma. Dacă nu le puteți asuma, gândiți-vă cât vă puteți asuma. Nu puteți 1.200.000, numai 500 de milioane pe săptămână. Atunci mergeți cu 500 de milioane, ceva închideți, ceva nu închideți, dar țineți cont că orice decizie de-a voastră costă bani. Și cel mai grav ce face statul, că ia decizii și dă nota de plată populației și agențiilor economice. Dacă noi închidem economia, eu am calculat pe maxim, deci dacă noi închidem pe maxim, punem un lockdown de acesta dur, atunci cifra de afaceri săptămânală scade undeva cu cel puțin 2,5 miliarde de lei. Nu are loc consum, nu are loc vânzări, nu are nimic. Bugetul de stat pierde minimul 500 de milioane de lei pe săptămână. Și aici vreau să fiți atenți, când îmi spun că uite, anul trecut nu s-a pierdut. Dacă importurile urmează, deci el nu are loc imediat pierderea. Ea se întinde undeva în timp, 2-3 săptămâni, o lună. Dar efectul deciziei este 500 de milioane de lei. Aici statul, anul trecut, ce a făcut? A identificat bani, s-a împrumutat și a acoperit gaura. Dar al doilea pierdant este agentul economic. La dânsul scade afacerea cu 2,5-3 miliarde de lei și el suportă pierderi de minimul 350-400 de milioane de lei pe săptămână. Al treilea pierdant este populația, deoarece el nu va putea primi salariul în măsura care trebuie, el nu va primi cel puțin 350 de milioane de lei pe lună salariu. Ce face autoritățile statului? Iau decizii, iar costurile le suportă nu el. Deci asta este cea mai mare responsabilitate. E foarte ușor să iei decizii când tu nu plătești. Vreau ca clasa politică, atunci când vor lua decizii, să conștientizeze că decizia lui are anumite costuri și să vadă cum le pot compensa. Am deci, înțeles. Uitați-vă, toate țările care le întreprind în prezent măsuri de compensare, ce fac ei? Foarte simplu.
să aprobă program de sprijin pentru populație și pentru agenții economici. Nimeni nu are bani. Dacă îmi dați o țară care are bani, să mi-o spuneți și mie. Nimeni nu are bani. Toate guvernele se împrumută, deoarece lor le cel mai ușor să facă acest lucru și ajută și populația și agenții economici. Costurile de 1,2 miliarde lei este în cazul unei decizii radicale. Cel mai probabil nu se va merge pe varianta radicală, se va merge pe una mai soft, mai flexibilă, dar trebuie să identificăm măsuri de sprijin. Asta a fost mesajul meu. Identificați măsuri de sprijin în urma deciziei voastre. Și gravitatea, așa ce finalizez partea întâia, este de unde găsim banii și doi, este acest guvern în drept să identifice bani? Nu. Exact. Poate acest guvern să modifice legislația? Nu. Poate acest parlament să modifice legea? Nu. Poate acest parlament să dă bani pentru cel mai bune măsuri de sprijin. A venit președintele țării cu o măsură care mi se pare bună de luat în seamă, poate analizat la modul cel mai serios, cu efectul ei câte 1000 de lei, dar întrebarea, este posibil de făcut acest lucru? Vă spun, nu este posibil. Și atunci noi suntem în a treia problemă, suntem într-un impas instituțional, suntem într-o criză instituțională și lucrul acesta trebuie să înțeleagă politicienii. Suntem în criză instituțională, suntem în lipsă de bani și suntem în totală irresponsabilitate. Când vorbesc despre irresponsabilitate, eu am în vedere pe două dimensiuni. Prima, luăm decizii fără a ține cont că afectăm populația și agenții economici și nu le dăm nicio măsură de sprijin. Și doi, luăm decizii și omorâm business-ul, iar la populație de temem să le punem restricții și tot efectul din omorâre și închiderea business-ului este anihilat de oameni care sprimblă voios pe toată teritoriul Republicii Moldova. Iar că asta am făcut-o noi anul trecut, am pus pe brânci economia, am creat o gaură bugetară de vreo 7 miliarde de lei și impactul zero. Suntem cel mai prost la capitolul ăsta în toată lumea. Și anul ăsta vom face același lucru, vom avea pierderi bugetare de miliarde, vom omori economia, vom lăsa oamenii fără bani și impactul va fi zero dacă vom fi fix, atâta, fix așa fără minte cum am fost anul trecut. Am înțeles, domnule Ioniță, rămâneți în continuare alături de noi și vă rog să interveniți când considerați că este cazul. Haideți să întreb altfel. Poate că mulți dintre noi gândesc diferit de către mulți dintre cei care lucrează în linia întâi. Medicii spun că ar trebui instituit un lockdown. Numărul deceselor pe zi este mai mare, numărul de infectări este mai mare. Problema este, per general, mai mare decât a fost anul trecut. Astăzi, în schimb, mai multă lume, inclusiv politicienii, spun că nu ar trebui, pentru că gestionează mai bine. Noi, pe de altă parte, tot la emisiunile de la jurnal și la ora expertizei, ne plângem și arătăm cu degetul, mă refer la invitați, că tocmai că s-a gestionat prost. Și un guvern și altul s-a gestionat prost de fiecare dată această criză pandemică și trebuie de făcut alegeri parlamentare anticipate pentru ca să avem un guvern care să știe cum să gestioneze bine. Explicați-mi, vă rog, până la urmă, știm să gestionăm, de ce nu o facem, dar dacă nu știm să gestionăm, cum îi salvăm pe oameni cel puțin, pentru că economia, înțelegem că oricum mai bine decât... Da, cum dumneavoastră, a fost cândva, cum dumneavoastră vă imaginați că niște instituții decapitate să poată să fie eficiente în a gestiona unele situații? Mă întrebați pe mine? Da. Dumneavoastră sunteți deputat. Și noi nu facem parte din acele instituții, nu avem nicio pârghie de influență. Deputatul nu are pârghie, domnule Ciumăzare. Un deputat nu poate. Un deputat din opoziție, cât de mulți nu ar fi, ei tot nu pot nimic. Cei care au astăzi puterea sunt cei care formează majorități parlamentare, pentru că ei pot numi și controla un anumit executiv. Are puteri limitate președintele țării. Astăzi putem să numim un guvern să fie funcțional și o putem face într-o săptămână. Ori dacă noi vrem să mergem la alegeri anticipate, care ceea ce cred eu că este un subiect efemer, inventat, care nu este actual din punctul meu de vedere, iarăși. Atunci haideți să mai așteptăm încă 4-5 luni de zile, dacă ne dorim. Noi despre lucrul ăsta vorbim de 3 luni de zile. Noi dacă nu făceam așa greșeală, noi probabil acum aveam un guvern de pe care am fi putut cere răspundere pentru ce în situația în care se află. Apropo de medici, eu am discutat astăzi cu medici și nu cu unii.
părerile sunt împărțite. Dar cu toți, în privința instituirii unui lockdown total și medicii, toată lumea crede că măsurile uniforme pe întregul teritoriu al țării sunt unele neeficiente și fără rost. Trebuie să targetăm, așa cum s-a zis. Imaginați-vă cum, că dumneavoastră ajungeți în localitatea Cașunca din raionul Florești și le spuneți tuturor oamenilor, stați în casă, oameni buni, nu ieșiți 2 săptămâni. El are o gradă, el are deal, el are o grămadă lucruri care le face în câmp. Despre ce noi vorbim? Dar dacă în satul celălalt, spre exemplu, eu nu cunosc astăzi, nu există niciun caz și nici în vecinătate nu există. Despre ce noi, de ce noi să impunem acești oameni la niște măsuri restrictive, așa cum ar trebui, de exemplu, să limităm careva activități în Chișinău, unde zi de zi stau multe lume, umăr în umăr, nu se respectă nicio distanță fizică. Iată, aceasta este o problemă. Și nu este o problemă cealaltă situație, în altă extremă. Ori dacă oamenii într-o anumită companie se pot organiza să vină într-un mod disciplinat la serviciu, cu spațiul necesar, cu toate condițiile luate și cu reducerea riscului din transport, de ce să închidem această activitate? Sau, eu înțeleg atunci când noi spunem putem să închidem această activitate. Avem banii în buget să compensăm această afacere? Să păstrăm acel loc de muncă? Aceasta este important. Să păstrăm acel loc de muncă. Să asigurăm cu o sursă de venit acea familie. Dacă la noi răspunsurile aici sunt că putem să facem acest lucru, haideți să închidem pe toți. De ce până acum nu s-a făcut? Pentru că, domnul așa Dumitru, cum spuneți dumneavoastră... Noi tot timpul am vorbit despre aceasta. Acum noi nu discutăm neapărat cu contradictorii. Eu doar încerc să înțeleg în felul următor. Domnule Cebotare, vă rog un pic de atenție. Dacă noi astăzi ajungem să discutăm despre ceea ce noi n-am făcut în trecut, întrebarea mea este cu totul de altă natură. Exact. Dar de ce până acum nu s-a făcut lucrul ăsta? De ce nu s-a luat decizii pentru a targeta cumva zonele, localitățile, Dumitru, unde se ia anumite măsuri de restrictive de un anumit nivel? Din luna aprilie, da, 2020, de rege că trebuie să noi vorbim despre aceste lucruri și am venit cu proiecte de legi în Parlament. Noi nu vorbim, noi am venit ca deputat, că dumneavoastră te întreba ce face un deputat. Noi am venit cu aceste proiecte în Parlament și astăzi stau neexaminate. La acest subiect rămânem, după asta toți deputații și foștii deputați răspund. Doamnelor și domnilor, stați aproape, în pauză, revenim imediat. Revenim, doamnelor și domnilor, din nou suntem în direct la Jurnal TV. Domnul Cebotar a venit cu o întrebare, haideți să încercăm să răspundem la ea. Vă rog, da. Domnul Cebotar, la fel ca și domnul Ioniță, au adus în discuție dimensiunea politică. Evident că dimensiunea politică joacă un rol important în gestionarea acestei crize. Discuțiile care au avut loc și care au în continuare loc, ele sunt importante. Iată, mâine, dacă vor fi aceste consultări, ele dau o anumită speranță că poate va fi identificat o ieșire din această criză. Fără a avea un guvern cu puteri depline, fără a avea o majoritate clară în Parlament, pentru că, deși domnul Cebotare a făcut referire, și pe undeva vedem că există astăzi o majoritate, dar nu știm dacă ea e una stabilă, e una de durată. Am vrea să vedem o majoritate care își asumă responsabilitate pentru luarea unor măsuri nepopulare, pentru luarea unor măsuri de ordin financiar, pentru a ajuta mediul de afaceri. Deci toate acestea, cu siguranță, ne duc din nou spre dimensiunea politică, care este extrem de importantă. Dar chiar dacă dimensiunea politică sau criza politică încă n-a fost soluționată, nu înseamnă că astăzi nu pot fi luate anumite măsuri care sunt necesare. De aceea insist la ceea ce spuneam mai devreme. Lockdown-ul general, o stare de urgență generală pentru țară, în baza experienței de anul trecut și în baza unor analize care o vedem în alte țări, nu mi se pare justificată. Noi ar trebui și e necesar să introducem niște restricții, dar restricții, repet, targetate, argumentate, să reducem numărul... În opinia dumneavoastră, domnule Ghelescu, de ce până acum aceste restricții targetate nu au fost efectuate? Nu s-au făcut. Pentru că ce aici spuneți, dacă o să-mi spuneți că, iată, astăzi avem 4 localități sau 4 zone unde există anumite restricții sau acolo este cod roșu și nu o să mă convingeți. Este vorba, în Chișinău se întâmplă cele mai multe lucruri. Și de la Chișinău ar trebui să pornească. Că există anumite localități unde se iau anumite măsuri, e bine. Acest lucru s-a demonstrat că se poate. Dar haideți să discutăm despre ce se întâmplă aici, în miezul economiei. În linii mari, lockdown-ul a fost și la noi și în alte părți ca o reacție. Nu a fost o măsură care ar fi prevenit.
Noi măsurile care previn le-am scăpat, noi le-am adoptat la timp. Iată, a vorbit domnul Nantoie despre faptul că noi cu vaccinurile ne-am mișcat foarte încet și nu am adus în țară vaccinuri la timp. Deci sunt și alte măsuri care puteau să prevină, dar lockdown-ul e mai mult o reacție la ceea ce se întâmplă. Văzând numărul mare de oameni care se infectează, numărul mare de decese, evident se cer anumite măsuri care să impună restricții, să micșorăm numărul persoanelor, sistemul medical să se isprăvească și să putem face pași concreți pentru depășirea pandemiei. Bun, domnule Nantoie. Să nu scăpăm un moment, o clarificare pentru cetățenii. Domnul Nantoie i-a așteptat deja de vreo... Dar nu, eu iarăși vreau să revin la ziua de 17 martie anului trecut, când în Parlament s-a votat stare de urgență pentru 2 luni de zile, și a fost creată comisia aceea pentru stare de urgență, în componență cărei n-a fost niciun medic, niciun epidemiolog, dacă medicii toți sunt diferiți. Și iată, noi vorbim despre acțiuni targetate, anume așa și se procedează. Acolo unde există un dram de profesionalism. Jos pălărie în fața medicilor care stau în prima linie și cu greu rezistă și cu riscul, riscându-și viața, se contaminează. Dar eu ca cetățean, nu ca deputat, n-am văzut că la noi în presă, undeva pe internet, să apară niște studii unde sunt acele focare ca să acționăm targetat, să lovim în țintă, să nu împușcăm din tun în vrăghi, cum spune, da. Și atunci nu o să apară această problemă cu lockdown-ul, în sensul celălalt că care lockdown în agricultura noastră, de acord. Da? Deci, sau în alte domenii. Bun, iată, avem astăzi recomandările Consiliului Suprem de Securitate. Da. Ați fost și dumneavoastră și dumneavoastră. Eu n-am fost, domnul. Eu nu fac parte. Acum, să ne spuneți, pornind de la recomandările astea, vi se par mai mult targetate, ele țintesc, așa cum spuneți dumneavoastră, anumite zone roșii sau lovim cu tunul în grăbii? Când au apărut primele cazuri de coronavirus în Coreea de Sud, care în 2003 s-a confruntat cu alt coronavirus, cu o țară cu industrie puternică, cu intelect, cu știință, cu industrie, ei, dacă ne uităm pe internet, la dânsi acolo, cred că de vreo 50 de ori mai puțin de contaminări decât în Republica Moldova. Fiecare contaminare acolo provoca operațiune polițienească de investigare. Tot ciorchinile, tot clusterul cel de erau izolați și deci se stopa propagarea virusului. La noi, eu am spus că am început cu aceia ex-armanii medici, au început să contamineze. Noi nu eram pregătiți sub niciun aspect. Și de ce acum se cere o revizie, o abordare pragmatică, ca nu numai pur și simplu să spunem cuvinte frumoase în fața publicului, dar să aibă un efect aceste acțiuni. Eu iarăși revin. Aceste acțiuni care pot fi declarate nu vor avea efectul scontat atâta timp cât noi, cetățenii Republicii Moldova, nu vom da dovadă de responsabilitate și de disciplină. Eu dacă îmbrăc masca, nu de ce e că doamna Maia Sandu e președinte. Și când Dodon era președinte, eu tot purtam masca. De ce e că eu nu vreau să contaminez pe alții dacă eventual eu am probleme și respectiv reduc riscul de a mă contamina. Nu-i garanție, dar riscul se reduce, da? Dar când noi vedem această atitudine în societate, când se dau niște guleaiuri de proporție și de ce intervine poliția, noi pe cine amăgim? Și apropo, deci primul lucru ar fi să responsabilizăm cetățenii și politicienii în primul rând. Eu consider că astăzi exemple de încălcare de către poliție, guvernul de stat are acele resurse și nu numai guvernul, trebuie și societatea civilă să se implice, noi să facem acea campanie de comunicare, dacă oamenii să devină mai disciplinați și mai responsabili. Iată, azi am citit cazul cu Andrei Popov, exact. Da? Care bărbat în floarea vârstei a scăpat cu greu. El știe unde s-a contaminat. A urcat în taxi, unde șoferul cu febră, ignorând acest lucru, a urcat la volan, a ieșit la lucru și a contaminat o familie de 5 persoane. Asta cum se numește? Asta cine-i de vină? Aici o să ajung la un alt subiect care e din același bloc de subiecte, dacă doriți, vaccinarea.
În Republica Moldova avem o populație, nu știu câți locuiesc în acest moment în Republica Moldova, per total, acum nici cu datele recensământului, nici cu alegerile nu mai știi la ce cifră să te raportezi, că este 2,8, că e 3,2, că e 4,5 sau 4,8 sau... 2,6, în țară sunt 2,6. Suntem 3,6 în țară? 2,6. Nu, 2,6 în țară. Suntem în țară. 2,6, astăzi suntem în țară. Bine, întrebare. Întrebare, pentru o țară așa mică, așa cum este Republica Moldova, 2.600.000 de doze, fie... Dacă scoatem copiii nu-i vaccinează, va fi și mai puțin. Bine. 600.000 copii, ai există, 2 milioane de... Există vaccine care se fac în două doze, există vaccine care se fac într-o singură doză. Nu mai știu, BioNTech, Pfizer. Doar Johnson & Johnson se face într-o singură fază. Și există guvernii care de anul trecut s-au gândit ce fel de vaccine a scumpere și au planificat bani în bugetele lor. Există așa guverne în lume. Mă credeți că există așa guverne? Evident că există. S-au alocat. În afară de guvernul Republicii Moldova, care spune că va lua din fondul de rezervă, care sunt bani pentru situații excepționale și neprevăzute. Ia ca la noi vaccina, e o situație excepțională și neprevăzută. Deci asta arată calitatea guvernării Republicii Moldova. Aici pur și simplu trebuie să-ți smulgi părul din cap și să-ți pară rău. 18% avem sondaj de oameni spun că vor să părăsească pentru totdeauna Republica Moldova. Nu vă spărați? Domnule, în Republica Moldova, deseori autoritățile au fost luate prin surprindere. De la căderea zăpezii până la căutarea unui vaccin după un an de asta pandemie. Asta e prea grav ca deputații să nu aibă întrebări față de guvern. Cum a fost posibil ca niciunul să nu se gândească privind achiziția de vaccini? Nu mai spun de teste. Oamenii își fac teste singuri și dacă unul din membrii familiei e îmbolnav, ceilalți dacă vor să se testeze, tot de banii lor trebuie să o facă, că absolut nimeni din autoritățile statului nu a identificat niciun mecanism prin care testeți membrii familiilor la cel care unul a fost identificat pozitiv. Dumneavoastră știți că la noi așa se întâmplă. Și hai că dacă familia este din Chișinău și este puțin mai bogată, de atâta rata în Chișinău este mai mare, că oamenii sunt mai bogați și își pot permite să-și facă teste fiecare, iar în sate, când unul a fost identificat pozitiv, nimeni n-are grijă ceilalți membri familiilor, ei n-au cât 700 de lei să plătească, de atâta rata prin sate mai micuță, nu de atât când sate sunt mai puțin bolnavi. Da, este și partea asta că în Chișinău suntem mai des și mai mulți bolnavi. Dar din cauza că la noi nu există niciun mecanism, voi vorbiți de vaccină, la noi nu există mecanism de a finanța testele în cazurile clare când unul este bolnav. Despre ce vorbim noi? Și vorbim am nu ca să gestionăm, nu știa să facem noi. Noi nu facem nimic de o an de zile. De o an de zile nu ne-a dus capul cum să testăm oamenii. Dar noi acum vorbim de vaccinare. Bună, întrebare, dacă nu ar fi oportun un lockdown sau instituirea unei stări de urgență totale pe țară. Și ar fi poate oportună una targetată, cum am auzit astăzi mai des. Ar trebui să fie direct legată de o campanie de vaccinare la nivel de țară sau nu ar trebui comasată asta două chestiuni? Campanie de vaccinare la nivel de țară pentru azi, deocamdată, este o iluzie pentru Republica Moldova. Doamna Maia Sandu a spus foarte clar, mari producători de vaccinuri nu vor să discute cu Republica Moldova, iar țările mari și importante, inclusiv din Uniunea Europeană, se sfădesc între ele, deci acuzându-se reciproc că nu primesc dozele contractate de vaccin, etc. Bun, domnule, prin urmare, dacă statul nu poate să-mi dea mie siguranța că eu pot să mă vaccinez, eu aș putea să obțin de la stat permisiunea ca eu să-mi caut vaccinul singur? Asta nu trebuie să căutați permisiunea de la stat, deoarece azi am vorbit cu un prieten care s-a bucurat foarte mult că testul s-a dovedit a fi negativ, o încasat o răceală banală, și a spus, mă duc eu la Iași să mă vaccinez. Așa că atunci când statul nu poate să-ți ofere nimic, fiecare își, pe cont propriu, încearcă să-și rezolve problemele. Dar
Aici? Cei care au cetățenie română. Nu, eu am vedere că au nu numai cetățenie, au și posibilități de a se deplasa, eu nu știu. Eu, pur și simplu, cred, un caz cred din că viață. Domnul Mișin a anticipat și un alt aspect, și anume că în societate circulă foarte multe teorii legate de aceste vaccinuri, există temeri și e bine totuși să fie și o campanie de comunicare, să pregătim populația pentru a accepta vaccinarea la momentul când vaccinurile vor fi disponibile. Pentru că, repet, citind în presă, ascultăm unii foști politicieni care fac publicitate pe seama aceasta, invocând tot felul de argumente inventate, că uite un vaccin, dacă ți-l administrezi, se va întâmpla asta și asta și tot felul de teorii. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că este bine. E bine societatea, e bine biserica, e bine mass media să se implice în a-i convinge pe oameni că vaccinarea e o cale de a ieși din pandemie. Dar, în paralel, aveți dreptate, trebuie să lucrăm oricum cu producătorii din diferite surse să aducem vaccinul în Republica Moldova, prin donații, prin procurarea acestor vaccinuri, pentru că e nevoie. E nevoie de aceste vaccinuri dacă vrem să facem progrese pe calea depășirii pandemiei. Domnilor deputați, v-ați gândit cum să comunicați populației necesitatea sau oportunitățile de a fi vaccinată împotriva COVID? Pentru că dacă e să... Când a fost acel ultimul sondaj, au fost întrebați și cetățenii despre vaccin. Câți au răspuns? 70%? Au răspuns că nu se vor vaccina. La asta și mă refeream. Și aici vă întreb pe trebuie dumneavoastră, să fim sinceri, cetățenii, și să vorbim despre situația exact cum este ea. Politicienii să uite de jocurile lor politice și să ocupe de problemele principale ale țării. Acum este sănătatea. Iar problema sănătății se răsfrânge dramatic asupra altor probleme, economia. Dacă vorbeam de lockdown-ul ăsta, ca să înțeleg cetățenii ce înseamnă asta. Asta înseamnă, de fapt, parazitarea... Stoparea oricărei activități. Paralizarea întregii vieții în această țară. Deci, sigur că acolo unde sunt focare, trebuie să ne implicăm masiv. Eu vreau să vă invit întâi să venim cu niște soluții. Și era una că ar trebui să avem o campanie foarte puternică de informare a cetățenilor. Și inclusiv privind vaccinarea. Să nu mai apară niciunul mai brească altul și să spună că asta nu e bun sau acela nu e bun. Pentru că asta este o salvare, în definitiv. Acum ne concentrăm pe vaccinare, deși, iată, am aflat acum că probleme sunt și în procurarea acestor vaccinuri. O altă problemă este că guvernul în demisie nu poate să discute la egal cu chiar și pe acest subiect, să procure aceste vaccinuri. Nu știu dacă doamna președinte va reuși să găsească soluții de una singură. Este nevoie, deci, într-adevăr, de un guvern. Campania mediatică pe care noi o observăm pe ecranele televizoarelor, ea s-a banalizat. Oamenii vorbesc de niște lucruri mai speciale. Plus că, să nu uităm, altă dată, mi se pare că s-a manifestat sub acest aspect, poliția. Sunt posibilități nu de a pedepsi o băbuță care vine de pătrunjel, dar de a informa cetățenii. Au suficiente forțe, organe de drept, și nu doar poliția, să informeze cetățenii. Dacă nu facem lucrurile acestea, atunci nu știu cu ce folosim noi statul. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Vă îndemn să rămâneți în continuare alături de noi. Revenim în câteva clipe. Stați aproape. Doamnelor și domnilor, am revenit. Suntem din nou în direct. Am pus o întrebare din întâmplare, domnilor deputați, dar cred că ar merita să o punem și în direct. Dacă o fi sau nu o fi vreo campanie mai bună decât fiecare dintre deputați să spună propria persoană dacă se vaccinează sau nu, decideți dumneavoastră. Eu vă întreb pe dumneavoastră, pe toți cei ce v-am întrebat și în pauză. Cine se vaccinează și cine nu? Și de ce? Dar în câteva cuvinte, foarte scurt. Păi foarte scurt. Am 73 de ani, încă nu m-am contaminat, dar la vârsta mea, având niște chestii cronice, în mod normal trebuie să mă consult cu medicul și după aceea împreună adoptăm decizia. Eu sunt pentru vaccinare. Domnule Ghilescu. Eu sunt gata să mă vaccinez, am spus lucrul acesta și cu alte ocazii, la fel și familia, nu avem nicio rezervă față de vaccinare, cu excepția ce spunea domnul Antoi, eventual o consultare la medic ca să eliminăm anumite riscuri de reacții adverse, alergii, etc. Domnule Ciobotar. Cu întreagă familie, așteptăm
prima ocazie ca să putem să administrăm acest vaccin. Desigur că după ce va fi administrat acest vaccin celor din prima linie, trebuie să o facem. Ar fi imoral să vorbim despre, să cerem populația să vaccineze și noi să refuzăm lucrul acesta. Ba mai mult, câțiva colegi chiar astăzi pleacă la Iași din colegii mei, pleacă să procedeze cum le dictează conștiința. Plus că zilele acestea am discutat cu doamna Maria Ciobanu și dânsa a propus să mergem, dacă nu reușim aici, din lipsa de medicamente, să mergem în România, pentru că suntem și cetățeni români și sigur că trebuie să respectăm ceea ce ne cer medici. Să vă vaccinați la Iași. Am înțeles. Dar apropo de curiozitate, deputații din care linie fac parte? A doua, a treia? Cam ultima. Nu, eu consider când că actualul parlament... Nu. Actualul Parlament trebuie să fie dizolvat, trebuie să devenim cetățeni de rând și să ne subordonăm planului general pe țară. Bun, eu vă spun ca nedeputat acum, eu cred că deputații trebuie să facă parte din linia funcționarilor și demnitarilor de stat. Oricum, în țările Uniunii Europene există o linie prioritară și pentru demnitarii de stat. Ea nu e așa de prioritară ca medicii, ca persoanele înaintate în vârstă, dar au și ele o anumită prioritate, deoarece interacționează cu populația și eu cred că e firesc să fie așa. În mod normal, cei din grupul de risc. În primul rând, vaccinarea trebuie să stopeze propagarea și să salveze viețile. Deci, da, de acord, dar parlamentarii eu nu cred că sunt cei mai... Noi vorbim, domnul Natoi, vorbim totuși despre funcționari și demnitari de stat. Ei tot trebuie protejați unul și, așa cum spunea domnul Moțpan, după mine, o eventuală campanie de vaccinare, inclusiv a parlamentarilor, ar fi un model pentru societate. Și atunci am eliminat iarăși anumite suspiciuni și temeri care există în societate. Parlamentarii vor să impună pe cetățeni să se vaccineze, dar ei nu se vaccinează. Am înțeles. Domnule Ioniță, dumneavoastră nu ați rămas la urmă, dar aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Mergeți să vă vaccinați sau nu? Care este poziția dumneavoastră? Eu merg, dar cum o recunosc domnul Nantoi, fiind persoană responsabilă, numai decât voi consulta medicul de familie ca să-mi spună exact că și cum este mai bine, că ce o să fie strategia în privința mea. Și acum sunt de acord cu ce a spus domnul Ghelescu, că deputații trebuie depus în linia prioritară din două motive. Primul, că ei interacționează des și doi, trebuie să fie ca exemplu pentru societate. În condiția în care în societatea noastră există suspiciuni, unde sunt atâtea, ce vreți dumneavoastră, discuții, mulți nu vor trata aceasta ca prioritate, dar vor trata ca un angajament social în fața societății. De aceea, eu consider că deputații trebuie depuși cel puțin din motivul ca să fie un exemplu, tot să o facă public, să vadă toată lumea cum se face lucrul acesta. Deci, ca exemplu pentru societate. Eu aș vrea să văd și opinia cultelor aici, dar bine, este doar domnul Ghelețchi, ar putea să ne spună opinia bisericii, doar în partea ce ține de cultul pe care îl reprezintă, cultul baptist. Aș fi vrut, poate în ziua de mâine, cineva de la Mitropolia Basarabiei și de la Mitropolia Moldovei să pune comunice și poziția lor, dar mi-a plăcut, am citit comunicatul de presă, documentat cu specialiști probabil din sănătate, ați făcut acea comunicare de presă. Să ne spuneți dumneavoastră, pe lângă ceea ce am citit, ca să cunoască și publicul. Sunt câteva elemente cheie în cele 7 puncte care au fost adoptate. E o decizie a conducerii cultului Bisericilor Creștini Evanghelice Baptiste din Moldova. A fost o scrisoare către toate bisericile din țară în care au fost punctate cele 7 lucruri. 3 din ele, ca să le scot în evidență, este în primul rând responsabilitatea pe care o avem în fața lui Dumnezeu și în fața noastră și cu privire la sănătate. Adică sănătate e un dar de la Dumnezeu, viața e un dar de la Dumnezeu și omul poartă o responsabilitate pentru sănătatea trupului său. În al doilea rând, un alt element cheie, am încercat să demontăm aceste teorii de conspirație, pentru că foarte multe teorii s-au răspândit prin care se spune, spre exemplu, că dacă te vei vaccina, se va introduce un chip, 666, te vei vaccina, nu vei putea să te rogi, nu vei putea să te închini lui Dumnezeu. Elemente care nu au nicio dovadă, nici biblică, dar nici științifică. Și atunci am atras atenția asupra acestui fapt, chiar am rugat pe credincioși să nu mai distribuie aceste pseudo-interpretări ale vaccinului. Și un alt element care de asemenea ne s-a părut important, am făcut un apel către autorități ca totuși vaccinarea să rămână voluntară, să nu fie obligatorie. Este și o rezoluție
rezoluție, printre alte adunări parlamentare a Consiliului Europei în acest sens, adoptată la începutul anului. Deci, prin urmare, e bine să mergem prin elementul convingerii și nu a constrângerii. Oamenii trebuie convinși că vaccinul și vaccinarea e o cale de a ieși din pandemie. A nu te vaccina nu înseamnă că ești mai sfânt și dacă cel care se vaccinează înseamnă că păcătuiește. Iar așa am eliminat anumite motive de ordin spiritual pe care unii încearcă să le invoce când este vorba despre vaccinare. Deci considerăm că prin această atitudine pe care cultul a luat-o, am eliminat anumite temeri și suspiciuni, dar totodată i-am încurajat pe credincioși ca ei să se documenteze, să aleagă care vaccin le este potrivit, așa cum spunea și domnul Ioniță și domnul Antoi. Oamenii, dacă chiar și refuză să se vaccineze, refuzul trebuie să fie bazat pe rațiuni, raționamente de ordin de sănătate, de alergii, poate contraindicații, dar nu să fie de ordin spiritual folosite argumente pentru a refuza vaccinarea. Am înțeles. Acum mai am Dumitru, câteva aici, întrebări. Da, vă rog. Dumitru, aici dacă spate pe scurt, eu am vrut să scriu pe aceasta, Biblia foarte clar vorbește despre COVID-19 pentru altele. Ei, și, cum? Da, deci foarte simplu. Deci în Biblie este dat protocolul ce se întâmplă în cazul unei pandemii, din boala despre repu. Și voi da trei principii de bază. Primul, nu te adresezi la oricine, trebuie să te adresezi la specialist, în cazul dat în Vechi Testament, era preotul. Deci nimeni nu putea să-ți spună, ești bolnav, nu ești bolnav, ce trebuie să faci. Era doar persoana autorizată care avea dreptul să-ți spună ce să faci. Deci ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi, toate discuțiile inutile, ține că nu se respectă primul principiu biblic. Te adresezi doar la persoana autorizată, doar el poate să spună ce se întâmplă. Și asta este medicul în ziua de astăzi. Doi, izolarea. Deci era obligatorie izolarea, este scris. Și trei, avea responsabilitate față de tine și față de societate. Dacă tu erai bolnav și mergeai fără să anunți oamenii, erai bătut cu pietre, erai omorât pentru lucrul acesta, era pedeapsă maximă. Deci omul trebuia să fie extrem de responsabil în condiția unei boli pandemice. Deci responsabilitate enormă. Adresez la autoritate, deci nu fiecare dă fake news-uri ce vrea, dar doar persoana autorizată este în drept să-ți spună e boală, nu-i boală, ce se întâmplă. Și în cazul dat sunt medici. Doi, ești responsabil față de tine și ai grijă de tine, te izolezi, te lecuiești. Și trei, ești responsabil față de societate, față de toți oamenii din jurul tău. Tu ești obligat să stai izolat, tu ești obligat să anunți lumea, tu ești obligat să întreprinzi toate măsurile ca să nu răspândești boala contaminoasă. Și lucrurile acestea sunt foarte clar, procedural descris în Biblie. Și asta ar fi bine să o spună toți preoții la toți țenoriașii. Am înțeles. Acum, eu mai am aici o curiozitate legată de ce se va întâmpla în continuare pe partea de vaccinare, pentru că în seara zilei de astăzi am aflat și despre faptul că președintele Maia Sandu a vorbit cu reprezentanții de la Johnson & Johnson și am putea beneficia probabil și de un vaccin care se administrează în general într-o singură doză. Și este vorba despre Johnson & Johnson. Se practică în Statele Unite, e al lor. Acum, care ar fi speranțele? Ar putea ajunge pe aici, pe teritoriul Republicii Moldova? Sub ce formă? Când să-l așteptăm? Ce se discută? Poate mai multe aici detalii. Aici vreau să spun următorul lucru. Eu nu în fiecare zi, dar urmăresc dinamica evenimentelor în Israel, care și-au propus drept scop, dacă nu greșesc, până la mijlocul, iată acum, lunii martie, să vaccineze întreaga populație. Și pe internet se vede foarte clar dinamica contaminărilor zilnice, cum scade. Vedem cum țara treptat se deschide. Da? Este un proces planificat, dirijat și cu impact vizibil. Noi, spre regret, deci nu facem parte din Uniunea Europeană, ne jucăm de crizele politice, și am scăpat acel tren în 2020, când trebuia să ne înscriem pe lista țărilor care vor obține acest vaccin. Momentul pozitiv este că încă vreo lună în urmă am citit că Organizația Mondială a Sănătății vreo 13 vaccinuri așteaptă, deci autorizare, sau cum se numește, deci fie pur și simplu de OMS, nici treacă precalificarea. Este Agenția Europeană pentru Medicamente, este o Organizație Mondială a Sănătății, dar citisem că vreo 13 vaccinuri deja
se produce și China, și în India se produce același Pfizer după alte denumiri. Deci trebuie să avem răbdare, să așteptăm ca președintele, în primul rând, care este, are relații internaționale vaste și susținere, să asigure venirea vaccinului în țară și respectiv să ne apucăm de informarea cetățeanului. Iar până atunci să ne protejăm, să avem noi înșine grijă de noi, să ne protejăm. Da, absolut, absolut. În transport, la serviciu, în comunicare, repet, sigur că... Cel mai... Pe durata acestui an am întâlnit câteva persoane care erau, așa ziși, COVID-dizidenți. Și unul din ei a scăpat cu viață după ce l-am ajutat, l-am transferat la Chișinău și deci era dizident. Dar când s-a trezit pe paturile cele care demonstrează cu... Deci deja nu era dizident. S-a pocăit sau nu? Nu știu, nu. Nici măcar sunt surprins dacă mai pune, că lumea mai pune la îndoială pericolul acestui virus. N-am auzit un răspuns. Noi, Johnson & Johnson, nu ar putea să-l avem totuși? Eu nu știu exact care sunt tratativele și dacă s-a ajuns deja la o fază de a semna un eventual acord, dar dacă am putea importa Johnson și Johnson în Republica Moldova, eu cred că ar fi o mare reușită, da, pentru absolut, cetățenii noștri. Din cei ce am citit până în prezent, e unul dintre ultimele vaccinuri, poate încă nu s-a evaluat la, să zic așa, cum au fost evaluate celelalte vaccinuri, dar toate analizele oferă așa o, să zic, o apreciere bună a acestui vaccin, dă rezultate bune, eficiența e mare, nu sunt reacții adverse care îngrijorează. Iată ce s-a întâmplat cu AstraZeneca, și care este foarte comod că o singură injecție. Da, și ai o singură injecție, da, este un alt element și vedem cu AstraZeneca, deși în zile astăzi am mai citit, chiar dacă au fost țări care l-au suspendat, totuși e bine că se iau anumite măsuri prudențiale, da? Dar pe de altă parte nu avem concluzii îngrijorătoare cu privire la vaccinul AstraZeneca. Am înțeles. Bun. Acum să-mi răspundeți la o întrebare legată de modul în care la Parlament, deși nu s-a discutat despre importuri de vaccin aprobate de OMS pentru ca să fie distribuite prin intermediul autorităților, prin sistemul de sănătate din Republica Moldova, se discută pe partea de business. Așa, asta e pare destul de ciudat și te duci din nou cu gândul la faptul că există oameni de afaceri din Republica Moldova, de pe la noi, cu conexiuni și în Parlament, care profită și de această ocazie pentru a importa sau pentru a avea acces la importul de vaccin, pentru ca să-l distribuie prin intermediul clinicilor private, care presupun că le și aparțin. Acum, întrebarea e ce s-a întâmplat pe partea asta la ultima ședință a Parlamentului, pentru că vrem să înțelegem. E vorba despre o campanie de lobby pentru Sputnik, pentru ca să poată importat. Dumitru, haideți întâi să deznodăm cu ce propunere, să explicăm la oameni cu ce propunere a venit guvernul și de ce a venit cu această propunere. Astăzi, legea cu privire la achizițiile publice stabilesc o anumită procedură de organizare a achizițiilor. Inclusiv stabilesc obligativitatea achitării plăților pentru un bun livrat doar după recepționarea acestor plăți. Și de aici apar problemele practice cu care se poate confrunta guvernul în procesul de achiziție a acestor vaccinuri. Ori astăzi la producătorii au cozi de solicitări. Astăzi producătorii nu fug să facă oferte. Astăzi, pentru ca un lot să-ți fie eliberat, trebuie să-l achiziți 100% în avans, ceea ce este contrar prevederilor legislației noastre. Da, bine, domnule Cebătare. Nimeni asta nu neagă faptul că astăzi companiile farmaceutice cumva încasează. Dar întrebarea mea e, bani pentru vaccine nu au fost prevăzute în buget? Haideți, asta trebuie... Anul trecut s-a discutat foarte mult despre necesitatea de a avea vaccin. Noi în guvern astăzi... am discutat... Rapid. Nu vă supărați. Pe partea de business privat. Noi vineri în Parlament nu am discutat despre bugete. Noi vineri în Parlament am discutat despre procedura de achiziții. Intervenții la această procedură. Astfel încât guvernul să poată face în cazuri excepționale, anume pentru această speță, să poată să facă plățile în avans și nu în așteptarea livrării și care nimeni nu o va face. Doi la mână. Noi am zis că, ținând cont de specificul acestei situații, când
Există doar câțiva producători înregistrați în Republica Moldova. Aceste livrări să se facă atât prin direct de la producător, cât și prin intermediul companiei autorizate de acel producător să facă această livrare. Pentru că acest mecanism este unul mai complex. Dacă vreți opinia mea, eu aș zice că mediul privat, achiziționați cât doriți, livrați în cercurile de diagnosticare, în spitalele private, cât doriți și oferiți aceste servicii paralel cu serviciile pe care le oferă statul, pentru că asta nu va face ca rezultat nimic altceva decât va scoate presiunea care stă pe instituțiile statului. În general, asta nu ar fi o problemă dacă nu aici, ar exista doar aici pentru o singură... Eu cred că trebuie să spunem foarte clar. La acele dezbateri în Parlament a apărut o singură întrebare. Da, vaccinele anticovid este un produs foarte specific și eu nu sunt sigur că companiile care produc au dealeri autorizați, sau cum se numesc ei la noi în Republica Moldova. Se contractează direct de la producător. Și acele întrebări care le-au formulat colegii și n-au primit niciun răspuns, clar și univoc, este dacă această procedură, algoritm de achiziții, care este adaptat la cerințele zilei de azi, dacă nu prevede un loc pentru băieții șmecheri care să apară intermediari și din banii publici noi să contribuim la îmbogățirea ilicită a băieților șmecheri. În rest, eu totalmente susțin ideea că sectorul privat să aducă, mă rog, un lucru absolut normal. În cazul dat, noi vorbim despre achiziții publice, din banii publici și aici, iată, momentul ăsta nu a fost, în opinia mea, și nu numai a mea, colegilor, explicat destul de clar. Domnule Ioniță, în opinia dumneavoastră, modul în care se discută în ultimele zile despre acordarea permisiunii sectorului privat pentru a importa vaccin, vedeți aici vreo modalitate, vreo schemă pentru anumiți oameni de afaceri care au clinici și să cumva profite de pe urma asta sau nu discutăm ce trebuie deci, în cazul ăsta? Deci, cu certitudine, dacă permitem concurență și cât mai mulți privați fac acest lucru, cu certitudine acest lucru este benefic. Doi, ținând cont de problema legată de vaccin, achitarea, permisiunea achitării în avans, după mine, este justificată, toată problema, și-l înțeleg pe Oazul Nantoi, toată problema, că discutăm acum, parcă astăzi a apărut COVID-ul, subiectul acesta trebuia discutat anul trecut, în luna august, septembrie, liniștit, calm, cu comenzi de... Noi știm că avem în țară 2 milioane de cetățeni, noi știm că avem COVID, noi știm că vor fi vaccine și noi știm că avem o legislație care cel mai probabil nu va fi una eficientă în condiții de criză. Deci de aceea eu înțeleg de ce s-a votat acest lucru și înțeleg bănuielile rezonabile domnului Oazul Nantoi, ținând cont de țara noastră și de corupția în țara noastră și de modul cum se operează, unii ca lăsiți vin în cap că iar vor să facă ceva. Deci asta doar îți vine în cap. Acum eu ce? Să le dau lor certificat că sunt corecți? Noi nu știm cu cine avem de afaceri. Noi nu știm cine sunt oamenii noștri de afaceri. Noi nu știm că achizițiile publice se fac cu adcata în limba română, nici nu știu cum se cheamă cuvântul ăsta. Deci ce vorbim noi? Din păcate avem un sistem găuros, care este găuros în toate condițiile. Hai să nu fim acum naivi și credem că la noi în toate domeniile se dau adcaturi, dacă la achiziții de vaccine totul va fi cinstit și totul va fi corect. În condiția că noi mergem cu picioarele în sus de un an de zile și nu ne-a dus capul, discutăm subiectul ăsta vreo 6 luni în urmă. Am înțeles. Încet, încet aș vrea să ajungem și la al doilea subiect, dacă nu mai are nimeni de adăugat la primul. Doar o frază, că noi am intuit aici un pic de sau poate mai multe lipsă de transparență când se discuta subiectul ăsta. Vă amintiți că au avut loc niște întâlniri pe la Parlament cu organele, cu niște responsabili de la guvern. Lipsa de transparență naște suspiciuni. Și reacția, nu știu cum să zic eu așa, nesănătoasă a structurilor de la Comrat de asemenea a creat vis-a-vis de vaccin. Vă amintiți că au fost acolo niște refuzuri de a administra.
Toate acestea, până la urmă, au creat situația în care noi stăteam la îndoială să votăm sau să nu votăm pentru formularea respectivă. Știți care ce impresie mi-a lăsat mie tot microscandalul ăsta legat de medicii de la Comrat, de modul în care se încearcă, poate cumva, de către deputații unui anumit partid să facă un anumit lobby pentru un anumit vaccin. O să facem o hartă a vaccinării și am impresia că harta aia o să fie exact aceeași cu harta geopolitică, cum se împart viziunile geopolitice în Republica Moldova. Păcat. Din păcate. Da, e păcat că se face și aici jocuri, se fac jocuri geopolitice, când este vorba în definitiv de sănătatea și nu a unui cetățean doi, dar a tuturor, pentru că cei care nu vor accepta vaccinul au șansă să molipsească, să se contamineze mai repede și să transmită. Jocurile astea geopolitice, domnul Mișin, le fac jucătorii mari. Adică uitați-vă relațiile astea dintre Federația Rusă, Uniunea Europeană, OMS, Volens, Nolens, noi suntem cumva strânși sau suntem prinși noi în aceste jocuri geopolitice, nu le putem ignora. Dar ce mi s-a părut mie important în acea dezbatere, eu am încercat să urmăresc practic dezbaterea din Parlament, trecând chiar și la partea a doua. Eu cred că ori n-a fost suficient timp, ori n-a fost suficientă voință politică să fie o discuție și un dialog, cuvântul cheie ar fi dialog, ca acea inițiativă venită din partea guvernului să fie votată în unanimitate. Deci ăsta e elementul care ne lipsește, pentru că aici aveți dreptate. Când abordăm o problemă care ține de sănătate, ține de elemente de securitate națională, se cere totuși, se cer discuții, se cere un dialog ca să eliminăm suspiciunile și atunci când un asemenea proiect e votat de către toți deputații prin consens, are o credibilitate mult mai mare. Bun. Domnule Ioniță și stimați invitați din platou, acum vă propun să trecem la următorul subiect, pentru că mâine președinția dă startul noilor consultări cu grupurile parlamentare. Maia Sandu se va întâlni, am văzut, există și un grafic de întâlniri cu toate fracțiunile. Prima întrebare, însă, o am pentru domnul Nantoi. Domnul Furculiță la Radio Europa Liberă spune așa, că socialiștii nu exclud crearea unei noi coaliții cu PAS. Ați discutat cu domnul Furculiță sau v-a abordat el? Sau altfel spus, ce părere aveți despre această ofertă indirectă prin presa a domnului Furculiță? PAS-ul nu acceptă coaliție cu socialiștii. PAS-ul acceptă un dialog cu celelalte formațiuni în scopul stabilirii unei proceduri agreate de toți de dizolvarea acestui parlament și de dizolvarea și desfășurarea legilor parlamentare libere și corecte, ținând cont de tot ce se întâmplă pe lângă aceasta, cu pandemie, etc., etc. Eu aici vreau să explic. Stimați telespectatori, stimați colegi, la 24 februarie 2019, cetățenii Republicii Moldova, în condițiile statului captiv, cred că nimeni nu neagă acest lucru, a votat acest parlament. Și în acel parlament, acest parlament, singurul grup politic era blocul acum, care cu adevărat lupta așa cum puteam noi. Deci să luptăm împotriva regimului Plahotniuc-Dodon și cei ce a urmat după aceasta provoacă un dezgust profund în ceea ce privește credibilitatea față de Partidul Socialiștilor în primul rând. Ceilalți, în opinia mea, sunt niște anexe, să nu supere Ilan Șor, pe care îl țin minte cum se juca în curte. Deci, și principala problemă pentru Republica Moldova, pe lângă coronavirus, nu este lipsa guvernului, ci este acest parlament. Noi trebuie să ducem schimbarea până la capăt. La 15 noiembrie, 943.006 cetățeni au votat pentru schimbare. Noi vedem că Partidul Socialiștilor a pornit o tactică a pământului pârjolit, da? Împotriva propriei țări, cu aceste proiecte de legi aberante care au fost votate în decembrie anului trecut, cu acest populism, cu aceste atacuri sub centură. Deci care coaliție? Articolul 66, punctul D din Constituție, uneori trebuie mai citit Constituția.
Parlamentul stabilește prioritățile politice interne și externe. Acest parlament este mort și acest parlament nu protejează schemele moștenite de pe timpurile lui Plăhătniuc, din care se hrănește acum și Dodon. L-am telefonat pe Corneliu Furculiță, nu i-a răspuns la telefon. Am fi vrut să deschidem un pic parantezele, să ne spună ce a avut în vedere, poate să facă o ofertă în direct. Noi am solicitat și pe cei de la PSRM să vină în platou, ei ne boicotează. Așa e, acum, asta e. Noi oricum îi telefonăm. Ei au canalele lor. Da, și văd deja știri că se fac de pe alte medii despre cine este împotriva carantinei și cine nu, dar am trecut despre acest subiect, dar și o să mai revenim la el, cu siguranță. Mâine are loc o rundă de consultări. Întrebarea e dacă e doar o formă de a tinde, de a trăgăna timp până la 23 martie. Există un alt candidat? Poate există cineva care a convins președinția nu, că dacă, merge dacă pe forma... Colegii, tac, eu mi-aduc aminte, chiar azi am discutat... Nu vor să spună, eu cred că ar trebui... Azi am discutat cu un prieten și îi spun lui, ții minte ziua de 17 decembrie 2015, de el se uite la mine lung, zic, ex-președintele Timofte, eu convocat pe ambasadorii din țările Uniunii Europene și Statelor Unite și s-a plâns, președinte de țară, pe data de 15 decembrie, a venit la el Plăhătniuc și l-a șantajat, deci pentru ca domnul Timofte să semneze decretul de desemnare a lui Plăhătniuc în calitate de prim-ministru. Asta e rușine rușinilor, când un șef de țară se plânge la ambasador că el a fost șantajat la el în cabinet. Dar fiți de acord că... Și eu ce vreau să spun? Că iată de acolo se trage și deciziile cele a Curții Constituționale cu articolul 98.1 și deci actuala Curte Constituțională. Eu nu mă grăbesc să critic Curtea Constituțională, deoarece deschizi Constituția, scrie Valeu, Parlamentul, organul reprezentativ suprem al poporului. Care popor? Parlamentul, organul reprezentativ suprem al binomului. Haideți să terminăm cu rușinea asta. Bine, domnule Andrei. Știți care e situația? Că la undeva, fiind invitat la Academie de Științe, eu poate aș fi avut un alt discurs. Dar aici, stimați telespectatori, un parlament care s-a făcut de rușine. În opinia mea personală, acest parlament protejează schemele moștenite de la Plăhătniuc. Haideți să mergem la alegeri și Maria sa alegătorul să decide cine are dreptul să stea în Parlament. După aceasta, îmi cer scuze, Maia Sandu nu va avea niciun argument să refuze dialogul sau candidații. Va fi alte povesti. Câteva remarci. Domnul, eu am susținut și susțin în continuare că alegerile anticipate ar fi cea mai bună soluție pentru ieșire din actuala criză politică. Doar că noastră, toate argumentele care le-ați invocat sunt de ordin politic. Noi avem totuși și un câmp juridic unde ar trebui lucrurile pe care le-ați afirmat acum să le putem implementa. Noi nu putem, pentru că avem Curtea Constituțională. Ambasadorul Derek Hogan, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, a făcut o remarcă după mine, așa, cu înțeles suficient de clar. A fost stat capturat, avem o altă curte care acționează în condițiile altui stat, acționează pentru binele poporului. Ne place, nu ne place, sunt anumite decizii... A fost un mesaj diplomat. A fost cum? Un mesaj diplomat. Într-un limbaj diplomatic, dar foarte clar, suficient de clar ca să înțelegem acest lucru. De aceea, aici e problema pe care o aveți dumneavoastră, eu tot o urmăresc dintr-o parte și aș vrea să văd o ieșire din acest impas în care suntem astăzi. Dacă forțele politice din actualul Parlament ar fi de acord să meargă la alegeri anticipate, repet, ar fi cea mai bună soluție.
Dar dacă nu se ajunge la acest acord politic privind dizolvarea Parlamentului, nu cred că e bine să menținem această stare în care suntem fără un guvern. E nevoie să găsim alte soluții de compromis pentru a depăși această criză. Și eu asta aș aștepta și aș vrea să aud mâine de la aceste întâlniri și consultări cu doamna președinte. Eu cred că forțele politice din actualul Parlament, dacă dumneavoastră ați vorbit înainte cu alți colegi și ați deja tatonat o anumită ieșire din criză, ar trebui să îi se aducă la cunoștință doamnei președinte, ca ea să știe. Uitați-vă, sunt forțe politice în Parlament care au discutat între ele. Platforma DA, PAS, Partidul Democrat, Pro-Moldova, Partidul Socialiștilor, cu cine considerați dumneavoastră. Dar e nevoie să veniți cu anumite, poate, sugestii pentru doamna președinte, după care să avem o soluție să fie anunțată public, să știm cum depășim, cel puțin pe acest moment, criza politică în care suntem. Domnule deputat, mâine când mergeți... Mâine mergeți? Bineînțeles. Ok. Întrebare e dacă mergeți cu un nume de masă la președinție. Mesajul nostru este unul simplu. Și noi suntem consecvenți în tot ceea ce am spus și am asta făcut. Asta e clar. O spuneți la fiecare întâlnire când mergeți acolo. Noi suntem gata să susținem... De cine? Nu, numele nu este atât de important. Poate e important. Este, este importantă echipa, este importantă programa și angajamentele cu care se merge. Noi ne-am dorit și, apropo, iată o soluție pentru domnul Nantoi și colegii dumneavoastră din PAS, să creăm o majoritate pe cât de largă posibil, chiar și cu cei socialiști. Și dacă noi, dumneavoastră, PPD-ul vom fi mai mulți la număr decât cei socialiștilor în acea majoritate. Noi o să fim cei care o să încline această balanță. Și nu trebuie să ne temem de careva decizii. Eu nu mă tem deloc de niciun fel de coaliție care este făcută corect, construită și are niște instrumente și pârghii, balanțe care pot aproba în consens toate deciziile. Și noi acest lucru, fără majoritate, l-am arătat în Parlament. După uitați-vă scurtă... pe agenda Parlamentului câte proiecte trec cu majoritatea sau cu votul unanim al deputaților. Și nimic din reforma justiției. Pentru că niciodată nu s-a încercat să se pună sau să se discute cu adevărat acest lucru. După o scurtă pauză, doamnelor și domnilor, deschidem parantezele. Vă aștept. Stați aproape. Am revenit, suntem din nou în direct, doamnelor și domnilor, la ora expertizei, discutăm pe al doilea subiect, declanșarea consultărilor dintre președinție și grupurile parlamentare. Întrebarea mea era dacă avem o altă persoană care se va discuta la funcția de prim-ministru ca și candidat. Știți ce crede? Dacă rămâne Mariana Dorleșteanu în... știu cum să zic, în logica celor două partide, PSRM Șor, sau în calculele celor două partide, sau poate fi și o altă persoană, Andrei Năstase, despre care tot dumneavoastră ne spuneați câteva lucruri interesante? Eu cred că pot fi mai mulți candidați. Și iată aici, doamna președinte are teren de manevră. Așa sunt încrezut eu. Și acest proces, dumnei, îl poate influența. În sensul, poate influența care va fi următorul guvern. Și dumnei se va afla în câmp constituțional și cu un grad de confort mai mare și mai apropiată de promisiunile și ambițiile pe care și le-a trasat, inclusiv în campanie electorală. Acest nume poate fi și Andrei Năstase, acest nume poate fi și alte persoane din blocul de pe dreapta, cum pot fi și persoane din afara partidelor politice în general. Doar că pentru Pro-Moldova, cu ce merge mâine la discuții? Foarte simplu. Că noi vom susține oricare candidat care corespunde, din punctul nostru de vedere, criteriilor de profesionalism și integritate, înțelege și poate închega o echipă și un program de guvernare axat pe câteva probleme stringente, cea legată de criza pandemică, campania de vaccinare, criza economică și unele reforme pentru această perioadă determinată de mandat pe care va avea. Și deputații din Pro-Moldova o să voteze împreună cu deputații din Pentru Moldova. Știți, noi, și noi, PSRM, chiar noi, dacă noi au fost atâtea... Noi cu toată lumea votăm, inclusiv cu PAS, PPDA, și nu ne uităm în Parlament cu cine votăm. Una la mână. Doi la mână. Noi ne-am dorit ca această majoritate să fie creată din anumiți actori politici.
despre care am vorbit nu o singură dată. Cel mai bine sigur ar fi cu excluderea unui singur actor politic. Ne-am dorit. Acest lucru îl poate influența doar doamna Sandu. Dar dacă doamna președinte este de altă opinie și se lasă într-o parte de oricare alte configurații, atunci nu rămân alte opțiuni decât să votezi pentru un guvern și pentru proiect, dar nu să te uiți cu cine votezi. Din păcate. Asta e marele nostru păcat. Pentru că să nu ne pomenim în situația că peste un an de zile noi cu dumneavoastră o să discutăm din nou, dar de ce nu am făcut nimic pentru ca să fie administrată această criză? Așa cum mă întrebați astăzi. Pentru că vrem să avem un guvern bun. Un guvern care să nu servească interesul unui partid sau altui partid, să servească unei cauze și această cauză le-am spus care sunt clare. Dar problema e, nu e în alta decât în... Cu cine? Cu ăștia? Asta era sintagma cu care se venea de fiecare dată în față. Eu fac invitații ca să fie toți în afară de ăștia, care dumneavoastră ați spus. Și noi avem libertatea toți să o facem. Dar aici ar fi o întrebare. Eu, nefiind deputat, nu știu dacă colegii deputați ar putea să ne răspundă. Data trecută, când s-a mers la consultări, s-a mers deja cu o listă de semnături. De data aceasta, există o listă de semnături de 50 plus 1 sau nu există, sau nu cunoașteți? Adică... Nu știu dacă există încă o listă. Eu nu știu și nu este necesar, din punctul meu de vedere, de creat o altă listă, atâta timp cât la aceea nimeni nu a renunțat. Dar eu sunt convins că poate fi creat o altă listă unde să se regăsească alte semnături în ea și poate este loc de discuție pentru un anumit candidat. Rămas o singură noapte. În același timp, înseamnă că rămâne probabil documentul celălalt. În același timp știu că mai multe partide își declară suportul pentru un guvern care ar fi s-ar dedica cauzei și nu persoanelor. Eu aș vrea să-l întreb pe domnul Ioniță. O secundă. Sunt obligat să intervin și eu aici. Dar o clipă, da. Iată, o să lăsăm un suspans un pic, vă pregătiți. Vă rog. Domnul Ioniță, din punct de vedere economico-politic, dacă pot să-i zic așa, noi avem... situația în care noi trebuie să ne gândim și financiar, că alegerile anticipate, parlamentare anticipate costă și mai avem și o criză pandemică și ea costă. Și există niște necesități pentru a rezolva această pandemie. E nevoie de atribuții, de un guvern plenipotențiar. Pe de altă parte, există și niște cheltuieli care trebuie făcute pentru imunizare, care astăzi costă și, din păcate, ele sunt luate din rezerva de stat. Acum, dumneavoastră, ca și expert economic și cunoaște foarte bine și landșaptul politic din Republica Moldova, de asta și vă întreb în felul ăsta. Economico-politic, ce este mai rentabil pe termen mediu și lung pentru Republica Moldova? Anticipate sau un guvern plenipotențiar? Eu înțeleg strategia formațiunii politice PAS. Ei au un rezultat, au obligații față de cetățeni și vor să obțină un rezultat următor prin care consideră că o sfată să îndeplinească ceea ce au promis. Dar după mine, noi nu suntem doar în context politic, noi suntem și în context juridic, noi suntem în context epidemie, suntem în context economic. Dacă le iei toate patru, că eu vreau mult, eu de vreo 20 de ani de zile vreau să zbor cu elicopterul, până încă nu s-o prinde, dar vreau. Deci noi dorim foarte multe lucruri. Dar după mine, optimul la care se va ajunge până la urmă va fi numirea unui guvern. Și noi pur și simplu vom trebui să constatăm atunci că 3 luni de zile am tras mâța de coadă. Și atunci toată clasa politică va avea de achitat. Deci după mine, fiecare formațiune politică acum trebuie foarte atent să uite nu doar la ceea ce vrea e, dar la posibilitățile reale care sunt, la număr de mandate care le are, la Constituția Republicii Moldova, la legislația Republicii Moldova, la contextul pandemic și economic dezastruos în care ne aflăm noi și atunci vor fi nevoiți constate toți că optimul politic pentru toți este cel... Ce asta optim? Optim este cea mai neplăcută decizie pentru toți. Dacă la unul îi place, asta deja nu e optim. Asta e bună pentru unul și rău pentru celălalt. Optimul asta este compromisul neplăcut pentru toți. Adică nimeni nu vrea lucrul ăsta, dar e unicul lucru care cel mai puțin nimeni al vrea. Și de aceea când spunem de optim asta, nu că vom vota ceva ce ne place.
Eu mi-aș dori foarte multe lucruri. Eu mi-aș dori ca în țara asta să fie un guvern bun, o justiție bună, să avem granturi cum am avut în 2014, vaccinile să le comandăm din septembrie anul trecut. Dar așa mi-aș dori eu, dar nu se întâmplă. Și atunci decizia optimă este cea mai neplăcută pentru toți, dar e cea mai puțin neplăcută. Corect este, decizia optimă este cea mai puțin neplăcută pentru toți și până la urmă vom fi nevoiți să constatăm că asta este numirea unui guvern. Și cât mai mult astragem mâța de coadă, cu atât mai tare ne facem de râs ca clasă politică. Uitați-vă în ratingul instituțiilor din Republica Moldova, unde se află partidele politice și unde se află Parlamentul. Nu vă bucurați cu ratingul personal. Uitați-vă unde este instituția dumneavoastră ca partid politic și parlament, este la fundul gropii. Deci și parlamentul și partidele politice sunt pur și simplu o rușine națională și voi continuați această rușine națională să o fundamentați și mai tare în mintea oamenilor. Asta este cel mai trist. Eu nu știu, în opinia mea, alta decât numirea unui guvern la ziua de astăzi, nu va fi altă soluție. Nu-mi imaginez cât infantilism trebuie să dai dovadă în condițiile actuale să te bagi în anticipate fără măcar să poți să numești un guvern care să-ți aprobe bugetul și să-ți rectifice bugetul ținând cont de contextul în care ne aflăm noi. Cam asta este. Deci poți să spuneți tot ce vreți dumneavoastră. Până la urmă la asta se va ajunge și toată depinde cât de repede să ajungem la asta. Bun. Trei luni le-am pierdut. Mulțumesc, domnule Ioniță. Domnule Mospan, vă rog. Și aici aș vrea să să-mi spuneți că odată dacă platforma DA în continuare merge cu propunerea făcută pe anterior, Andrei Năstase? Mai întâi, da, noi mâine vom merge la aceste discuții care erau așteptate mai de demult. Există un partid, am spus-o noi anterior, există un partid gata să-și asume responsabilitățile pentru gestionarea treburilor în țară. Atunci când s-a creat acea coaliție, înțelegere între două partide din Parlament, noi am avut platforma Demtaș Adevăr, a avut curajul să declare că este gata să vină cu o echipă, cu un candidat și să pună umărul la salvarea țării. Ei bine, noi candidatul l-am anunțat, Andrei Năstase. Nu este, s-ar putea sigur că găsi o echipă de oameni profesioniști care să accepte să se implice plenar în rezolvarea problemelor țării. Nu este obligatoriu să faci coaliții cu nimeni. Nu cred că vom merge noi la coaliții cu cineva în caz că doamna președinte va decide să facă o propunere pe care noi să o realizăm. Cel puțin, pentru mine este clar că există încă, deși Parlamentul acesta trebuie să pornim de fapt de la ideea că Parlamentul acesta, într-adevăr, este compromis în totalitate și ultimul exemplu, hai să ne-l amintim chiar zilele trecute, când au votat, iarăși pe la miezul nopții, au votat judecătorii la Curtea Supremă de Justiție. Chiar nu se produc niște lucruri strigătoare la cer. Justiția, care trebuie să fie pilonul de bază într-o societate, într-o democratică, iată, a demonstrat încă o dată că este la cheremul cuiva. Sigur că un asemenea parlament este categoric nociv și inacceptabil pentru o țară democratică. Să vedem ce o să decide doamna președinte. Până la urmă, cum s-ar zice, decizia aparține ei. Dacă face o propunere, platforma Demtaș Adevăr este gata să conlucreze și cu alte forțe pro-europene, forțe sănătoase din Parlament pentru a crea un guvern care să, într-o eventualitate, să fie și susținut. Eu aici vreau să atrag atenția la un moment. Se întâmplă un lucru amuzant. Când cineva din noi spune că avem nevoie de un guvern, un guvern de profesioniști, cu un program clar, deci noi parcă facem un guvern în altă țară. Dacă facem cineva, ne-ar fi calculat nouă, care este efectul economic de existență a acestui parlament timp de o zi, în situația când acest parlament protejează schemele de corupție moștenite de pe timpurile lui Plăhătniuc și care zi de zi sărăcesc cetățenii Republicii Moldova. Spuneți-mi, vă rog, ce poate să facă acest guvern având în spatele așa un parlament?
Domnul Muțman, dumneavoastră singur ați menționat deci cum se votează în actualul Parlament. Eu vreau să termin gândul. Problema nu este lipsa guvernului. Problema este calitatea actualului Parlament, care este cel mai mare pericol pentru statul Republica Moldova. Dacă facem o listă de probleme care trebuie să rezolve un guvern, dar probleme serioase, nu din cele care se declară numai. Apoi noi vedem că acest Parlament este obstacolul principal. Eu înțeleg, domnul Ghelețchi, dumneavoastră puteți să aveți o altă filozofie, altă abordare, dar eu pornesc de la ideea că prețul de păstrare acestui Parlament este insuportabil pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru proiectul statalității Republicii Moldova, dacă ne aducem aminte despre toate scandalurile de unde este finanțat un partid și unde îmblă la poclon cu culoacele și așa mai departe. Noi, dumneavoastră, înțelegeți, dezacordul meu cu dumneavoastră este de următor gen. Noi vorbim despre dimensiunea politică și avem și dimensiunea juridică. Dumneavoastră, dacă aveți anumite obiecții, și asta aici eu sunt de acord cu domnul Ioniță, dumneavoastră veniți și, apropo, și domnul Moscar, faceți dumneavoastră aceeași greșeală. De ce oamenii nu mai au încredere în instituția Parlamentului? Dumneavoastră vorbiți la general de Parlament. Nu mai faceți greșeala aceasta. Dumneavoastră, dacă aveți învinuiri, aveți suspiciuni rezonabile față de o formațiune, față de anumite deputați, mai bine numiți-i pe ei decât să puneți toată instituția Parlamentului într-un coș. Dumneavoastră vă aflați în această instituție a Parlamentului. Înțelegeți cum este? Atunci faceți diferențiere, pentru că noi discredităm instituția exact Parlamentului. La ce ne-am referit noi. Eu la majoritatea parlamentară care a fost formată... Dar de ce nu folosiți elementul? Ascult. Să folosiți permanent în retorica politică Parlamentul. Noi vedeți partea acestui Parlament. Da, suntem parte, dar... Acum, noi vorbim și de partea justiției. Dacă eu am astăzi împotriva unui deputat sau consider că acest deputat e implicat anumite scheme frauduloase, scheme de corupție. Păi, dar nu-i datorie mie ca politician să mă ocup de acest lucru. E datorie Procuraturii Generale, e datorie sistemului judiciar, ca acești oameni să fie trași la răspundere, domnul Antonu. Da, despre aceasta vorbim. Eu sunt de acord că în Parlament ar fi putut fi vota altcineva decât pentru reprezentanții la Curtea Supremă de Justiție. Adică politicienii tot au un cuvânt. Domnul Mișu, ne-am spus încă o dată. Noi avem singurul, să zic așa, sistemul judiciar, el este mult mai stabil, într-un sens. Și poate e bine, pe de altă parte, vedeți că nu ne bucurăm prea mult de această stabilitate. Dar sistemul politic parlamentar, odată la 4 ani se fac alegeri. În momentul în care vii în fața cetățenilor și tu vii și îți asumi anumite responsabilități, asta e darea de seamă, asta e sistemul democratic. Asta e un sistem de responsabilitate, e un sistem de dare de seamă în fața cetățenilor, după care dacă ai obținut votul cetățeanului, vii și faci reforme. Faci anumite schimbări care nu ești de acord. Reforme instituționale, reforme în sistemul justiției, în procuratură, oriunde vreți. E același lucru. Nu mă intervin scurt. Da. Sistemul actual justiciar a fost creat inclusiv pe timpul când dumneavoastră erați în Parlament. Dar încă înainte de mine, domnul Moscovan. Păi el e construit de la 90 încoace. Și de ce dumneavoastră ați avut mai multe șanse, într-o anumită perioadă, să schimbați ceva în sistemul ăsta? Avem aceleași scheme. Domnul Moscovan, haideți să nu revenim în trecut. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate atunci când noi vorbim la general, compromitem instituțiile. Da? Exact, da. La acest lucru v-a tras atenția. Asta este blestemul nostru. Dar în cazul dat, noi vorbim despre dizolvarea actualei componențe a Parlamentului care au fost aleasă în condițiile unui stat captiv. Acele nu au fost alegeri libere. Da, eu vreau, domnul Ioniță era pe fir de mult, vrea să... La întrebarea dumneavoastră, dar o secundă. Vă pot spune că noi am calculat și am publicat anual fluxul ilegal de capital în Moldova e de $1 miliard. Dacă vreți, vă dau toată schema, ele sunt scrise, patcaturi când se fac achiziții prin offshore-uri, valori exagerate în vama la importuri de bunuri, subevaluări la exporturi, deci tot ce vreți, dumneavoastră, un total $1 miliard pe an, asta e un cost care ușor poate fi demonstrat, Iris Viitor a publicat datele exacte cât și... Un miliard de dolari, fluxul ilegal de capital din și în Moldova, anual. Dar acum, domnul Nantoi, aici eu fără să am nicio pretenție, dar dumneavoastră apelați la principii morale în fața unor deputați care și dumneavoastră spuneți că ei cu morala stau departe. Deci dumneavoastră, apelul dumneavoastră este de ordin moral. Dumneavoastră spuneți, dați lucruri de aprecieri morale.
Tot ce am spus eu mai înainte, n-am vorbit de faptul moral sau imoral. Dumneavoastră singur știți cine este în Parlament și cât de morali sunt. Dumneavoastră, dacă veți apela la moralitatea lor, cred că nu ajungem nicăieri. Noi avem puterea politică, anumite mandate au toți, știm cum este configurația Parlamentului, avem contextul juridic, ceea ce ne permite, nu ne permite, avem context economic și pandemic. Deci, ieșind dintre acestea patru contexte, noi trebuie să rezolvăm problema. Iar dumneavoastră, apelând la morală, în fața unor oameni care singuri știți și învinuiți de lipsă de moralitate, credeți că veți reuși să obțineți ceva? Deci sunteți într-un conflict intern. Apelați la morală la niște oameni imorali. Deci, unde ajungem noi? N-ajungem nicăieri. Și atunci va fi nevoit, până la urmă, tot să numește un guvern. Că apelul moral nu va duce nicăieri. Nu va duce nicăieri. Nu că nu este corect apelul dumneavoastră. Dar în fața cui îl faceți dumneavoastră? Apropo de moralitate, dacă e să tot rămânem aici, domnule Măciubotari, dumneavoastră ați fost și ministrul a Justiției. Explicați-mi, vă rog, cum vedeți dumneavoastră votul de vineri din Parlament cu votarea Tamarei Kishkha-Doineva la funcția de vicepreședinte a Curții Supreme de Justiție, ținând cont de faptul că tot dumneavoastră sunteți printre cei care spuneați că ar trebui în sistemul de justiție să ajungă persoane necompromise și persoane care nu au păcate, deși cel mai recent caz pentru care este cunoscută Tamara Kishkha-Doineva este cazul Gemini, prin care Moldova a fost obligată să achite despăgubiri de 3,6 milioane de euro. Categoric. În justiție trebuie să ajungă doar oamenii corecți. Dar cum ați votat? Pentru aceasta trebuie să lucreze legi și nu ne transformăm noi în judecători. Nu dumneavoastră, nu noi deputații, suntem acei care spunem care om este sau nu este corect. Au existat anumite proceduri petrecute de către Consiliul Superior al Magistraturii. Păi, dumneavoastră sunteți și în primul rând. Stați un pic, ce înseamnă eu sunt? Reprezentant al poporului, ați fost ales pentru ca să nu vă supărați. Nu vă supărați. Să le promovați. Stați puțin. Haideți un pic să găsiți, identificați oameni. Dumneavoastră unești. Vorbiți acum, noi trebuia să procedăm exact cum procedează unii și neglijează Constituția? Și noi am zis că nu mai facem deja lucrul ăsta. Nu ne mai uităm, nu ne place o normă. Haideți să o schimbăm, să o discutăm în Parlament, dar dacă norma prescrie un anumit comportament... Constituția nu vă permite să luați o altă decizie, să faceți... Acolo unde norma legală... Deci, înțeleg, Constituția nu vă permite să faceți ordine în justiție. Nu este, haideți, nu exagerați și nu puneți lucrurile așa. Acolo unde a venit SIS-ul cu notă informativă și a spus clar, omul ăsta nu poate fi acceptat, atunci Parlamentul a votat și nu l-a acceptat pe un om sau altul într-o funcție. Acolo unde nu a venit nicio instituție cu obiecții, dar au venit doar recomandări, numiți-l în funcții, mă scuzați, vă rog, dar eu nu sunt judecător să reîntorc toate documentele care le-au pus instituțiile pe masă. Nu v-a pus în gardă faptul că 31 deputați au votat ca să fie scos de pe ordine de zi acest subiect? Nu, pentru că deputații fac foarte mult politică. Și în acest caz inclusiv. Și dacă eu am spus colegilor... Atunci când ați votat pentru, atunci nu ați făcut politică. Domnul Miș, eu am spus colegilor mei un lucru, dintre cei care au votat împotrivă. Zic, dragii mei, ceea ce noi astăzi facem, și apropo, haideți să mergem un pic mai înainte. Nu mai avem timp. Câteva secunde atunci. Noi cu colegii mei din fracțiune am decis că votăm împotriva candidaților, chiar și pentru cei care era o opinie pozitivă la alte instituții. Dar văzând ipocrizia care se petrece în Parlament, văzând comportamentul în care unii judecători în situații similare beneficiază de lauda și aplauzele la cei care astăzi erau împotriva la alții, am spus că nu, dragii mei. Haideți să uităm de aprecierile politice, haideți, pentru că o să fim criticați și așa și așa, mergem exclusiv ce spune norma. Și chiar dacă acest lucru poate univa politic să ne dăuneze. Cine politică, oricum, domnul Cibotare? Cred că unanimitatea era necesară. Norma din Constituție spune că fiecare unanim era mult mai bine, pentru că numești totuși o persoană de la o funcție foarte importantă. Absolut. Justiția ar trebui să se facă ordine și ar trebui să înceapă de la deputați până la implementarea reformei și forțele care ar de ordine și organele care ar trebui să fie în paza și în garda și în serviciul cetățeanului în primul rând. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuții. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem însă și în luna viitoare cu alte subiecte interesante. Rămâneți în continuare pe Jurnal TV. Urmează un nou episod din Pablo Escobar.